Salut, oameni buni, bine v-am găsit! Cum vă simțiți? Da. Ați avut o zi productivă azi? Nu, nici eu. Am procrastinat toată ziua. Mai sunteți oameni cei care procrastinați, prin aplauze. Da. Bun. Cum să zic, eu sunt șeful vostru. Da. Eu procrastinez să procrastinez. Acum câteva zile vreau să lucrez și aveam pe laptop... Aveam pe birou laptopul cu serialul, pus pe pauză, gata să-i dau play și pe telefon mă uitam la YouTube. La un tip care te învăța să cânți Mel Mel Codobel la nai. Eu n-am nai. Mersi, da. Da. Dar mă gândeam că cine știe, poate-s la o petrecere la un moment dat, e un nai într-un colț. Și aveam fantezia asta că o să insiste lumea că nu ne cânti tu la nai și o să fiu gen... E ok, n-am mai cântat de mult, mi-am ieșit un pic din mână și pe aceea a fut un Mel Mel Codobel la perfecție. Da. Vă dați seama câtă încredere în el avea omul care a compus Mel Mel Codobel. Știți de ce zic? Codobel nu e un cuvânt care există. L-a inventat el să rimeze cu melc, nu înseamnă nimic. Am căutat în Dex cuvântul codobel. Și definiția era alint pentru melc, folosit în unele cântece pentru copii. Da. Adică nimic. Și totuși omul ăsta a convins Academia Română că este cuvântul codobelc. Da. S-a dus el Academia Română după ce scoseseră Dex-ul și a zis: băieți, vedeți că ați uitat un cuvânt. Și se da, ce cuvânt? Codobelc. Păi pentru că nu există. Păi și dacă nu există, cum de-i în piesă? Și se ia, bine, îl trecem în Dex. Ce înseamnă? Păi voi să-mi ziceți. Extraordinar. Da. Place foarte mult să fac stand-up. Mi-a făcut recent firmă pentru stand-up, da? Deci acum nu mai fac glume de Apulea, plătesc taxe pe glume. Pe gluma asta, plătesc acum taxe. Mersi frumos de aplauze, apreciez, dar 30% sus la stat din aplauze. Deci, uite și ale tale, mersi. Da, am firma acum, am contabil și mă deranjează foarte tare cum scriu contabil. Niciodată nu scriu în propoziții complete, nu? Niciodată nu scriu: bună seara, vă rog să-mi trimiteți și mie nu știu ce. Scriu numai: rog factură. Nu? Rog chitanță. Îți curios dacă chiar se întâmplă ceva grav. Cum îți scrie? Venit control la NAV, verificat cheltuiel, belit pula, fugit țară. Da. Da. Foarte greu la... E foarte greu cu promovarea la stand-up și am venit cu niște soluții mai bune de promovare, ca să nu mai dăm bani la Facebook pe reclamă, și am sugerat să lipim afișe prin oraș. Numai că problema e că dacă lipești afișe prin oraș fără autorizare, fără autorizație, e amendă. Nu? E și cea mai decăcată amendă pe care poți să iei, că tu lipești afiș cu fața cui trebuie să-și ia amendă. Da? Fața, numele și data, ora și locul la care îl găsești. Ăsta e afișul. Și am venit cu o soluție mai elegantă un pic, să fură din magazine. Și vă întrebați acum de ce. Pentru că dacă fur din magazine și au camere de luat vederi, pun ei poză cu tine la intrare. Da. E doar o poză, dar tu trebuie să scrii sub ea: 23 ianuarie stand-up comedy. Și lumea știe. Mai mâzgăle și cu marker un cod QR. Extraordinar. Partea nașpa l-a făcut stand-up e că ții multă muie pe internet, îți iei comentarii nașpa. Am primit foarte multe, în special pe YouTube Shorts. Știți de YouTube Shorts, nu? Da. Acolo găsești cei mai oribili oameni de pe internet. Știți de ce? Ăia sunt oamenii care au terminat TikTok-ul. Da? Care nu se termină. Da? TikTok-ul? O terminat TikTok-ul și a rămas cu muie în ei de pe TikTok și vor să o dea mai departe pe YouTube Shorts. Și acolo mi-au comentarii. Pe lângă muie, surșpul ăla de stand-up de astea, am postat un reel pe YouTube Shorts și mi-au comentat trei tipe emoji care râd. Și m-am simțit bine. Și pe acel moment al patrulea atins și face: ce pula mea râd proastele astea aici. Da. Și nu știam ce să-i scriu. Am scris: pula mea, o fi drogate, dracu știe. Da. Alt reel pe care l-am postat pe YouTube Shorts, am primit un comentariu de la un tip care a zis: sunt slabe glumele și de căcat și fața ta. Și a venit cineva să-mi ia apărarea în comentariu și a zis că, bă, fața lui e chiar ok, glumele-s de căcat. Ce vorbim aici? Și m-am simțit bine. Da. În fine. Am încercat să mă las de fumat recent și mi-am dat o aplicație de lăsat de fumat. Ați folosit vreodată? Da.
Pentru cine nu știe, aplicația asta de fumat are un cronometru la care dai drumul și îți numără de cât timp n-ai mai fumat. Exact. După aia tot tu trebuie să te lași de fumat. Da. Te ajută. Și mi-am luat aplicația asta, am zis gata, am bapul, am luat de fumat. Am luat aplicația, am dat start și 10 minute mai târziu am fumat iară. Și am uitat să opresc aplicația. Și acum de când în când mai trimite mesaje să mă felicite. Când m-am lăsat de fumat. Da. Da. Și am hotărât că nu mai opresc. Am zis că dacă tot îmi iau muie nejustificată pe YouTube Shorts, îmi iau și laude nejustificate pe aplicația asta. Jur, notificările mele pe telefonul sunt numai bravo muie, bravo muie. Și bine, trebuie să fie echilibru, știi? Să nici nu fii prea arogant, nici să n-ai o părere proastă despre tine. Problema e că ambele aplicații mă încurajează să mă las. Asta e problema, da? Da. Ideea e că am avut și joburi de-a lungul timpului, n-am făcut numai stand-up. Am lucrat la call center la un moment dat. Da. Pentru cine nu știe ce face un om care lucrează la call center, e foarte stresant, pentru că trebuie să stai în fiecare zi 8 ore cu ochii în calculator și să-ți cauți alt job. Asta e exact. Exact așa e. Și mi-am căutat alt job. Am stat foarte mult la lucru pe grupul de Facebook Locuri de Muncă Cluj-Napoca. Unde ce găsiți pe grupul ăla? Live-uri cu șoșoacă, exact. Asta e. Și joburi din când în când. Și mi-a scris o tipă de pe grupul ăsta, vreau să vă citesc mesajul, că mi s-a părut extraordinar. Mi-a scris așa: salut, îți propun o colaborare cu firma noastră. Tot ce trebuie să faci este să vinzi produsele noastre online, să recrutezi oameni și să-ți iei comision. Și am zis, asta sună un pic ca schemă piramidală. Și mi-a zis, nu e adevărat, Tudor, nu avem sistem piramidal. La noi toată lumea câștigă, de la cei de jos până la cei din vârf. Da? Deci nu era. Da. Am fost și la un interviu de angajare la un moment dat, la o firmă de vânzări. Era o firmă de telefonie mobilă și eu aveam, era un job de vânzări. Și firmele de telefonie mobilă sunt efectiv satana. Nu? Am ajuns acolo și mi-a luat interviu un tip și face: bun, tot ce trebuie tu să faci aici e să convingi oameni să-ți cumpere chestii de care n-au nevoie. Crezi că ești făcut pentru asta? Și am zis, sincer, nu. Și spre surprinderea mea, interviul a continuat. Da. Mi-a zis, bun, hai să vedem dacă ești făcut pentru asta. Eu cred că eram pe mute, nu știu care era faza. Și zic, bun, hai să vedem că ești făcut pentru asta. Și-a luat un pix, mi l-a dat și face, vinde-mi pixul ăsta. Da, omul meu se uitase la The Wolf of Wall Street cu o seară înainte. S-a uitat la Wolf of Wall Street și zic, da, asta vreau să fac la interviu. Cu siguranță nu e o satiră la fix eu. Nu? Mă așteptam să tine interviu cu bun, fă după mine. Da. Faza e că mă enervează și call center-ul ca concept, mă enervează call center-ul, nu? Că pentru că firmele fac chestii nașpa și își asumă zero responsabilitate. Că tu dacă ai pățit o chestie nașpa și sun, nu sun la firmă, sun la call center, care ce-i? Scutul lor uman anti-muie. Vine muia către ei și ce, luați voi muia asta pentru noi. Da. M-am gândit să-mi deschid și eu call center așa, nu? Să nu mi-asum nicio nimica. Parchez de Apulia mașina pe locul cuiva de parcare și în loc să las numărul meu de telefon în parbriz, las numărul de la call center. Vine omul, da. O să vină omul ăla nervos la 4 dimineața și să fie, mamă, ce zic acum, 07, mamă, ce bag acum, carne, frigider. Sună acolo. Și nu răspund eu dorm. Răspunde un operator, face, bună seara, bine ați venit la Tudor Costina, eu sunt Adrian. Ce s-a întâmplat acolo? Puteți să repetați, am auzit doar partea cu tot neamul meu. Care era prima? Să sugă sau să moară? A, ambele, ok. Da. Asta e, da. Da. Și mă enervează foarte tare call center-ul. Atât de tare că acum nu mai sun la call center nici dacă am nevoie acum. Și am avut recent nevoie. Am avut o problemă cu centrala pe gaz. Am avut o problemă cu ea, care are un senzor care începe să sune în caz că detectează scurgeri de gaz sau în caz că e 5 dimineața și dorm eu bine. Și am avut o problemă cu chestia asta. M-am trezit la 5 dimineața că suna centrala. Și la 5 dimineața ești alt om, da? Nu ești tu. Ești un alter ego. Și ăla la 5 dimineața care s-a trezit o rezolva problema. Că eu când m-am trezit la 10 nu mai era problema asta. Problema e că nu știu cum a rezolvat problema asta. Nu? Dar m-am uitat peste căutările mele de pe Google cu o seară înainte. M-am trezit la 5 dimineața și am căutat de ce fluieră centrala. Asta este. Stai. După aceea am căutat fluieră centrala. De ce? M-am gândit că dacă le schimb pe acolo,
Și după aia cred că mi-a venit mintea la cap, că am căutat de ce fluieră centrala Feroli. Aici am fost, bă! Da. Și cred că n-am găsit. Cred că aici am început să mă enervez, că începe cu caps lock de aici în jos. Deci am căutat, cum oprești centrala sub fluiere? Acum! După care am căutat, cum oprești centrala sub fluiere? Acum, în pula mea! Nu știu ce strategie de intimidare încercam eu cu Google. Încercam zilea la interogatoriu. Zi-mă cum oprești centrala. Da. Și după aceea cred că am rezolvat problema. Pentru că ultima mea căutare de la 5 dimineața pe Google îi Mircea Bravo Vârstă. Da. Oameni buni, mersi frumos că ați fost aici. Seară faină în continuare. Ciao.